Anul 2019 se anunță a fi un an cu multe decizii importante. Țara noastră, inclusiv, va fi supusă unui test al Europei. Practic, vom prelua de la 1 ianuarie 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene. Voi discuta toate aceste aspecte astăzi la Puterea Știrilor, alături de invitatul meu, domnul Victor Negrescu, fost ministru al afacerilor europene. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua și bine v-am găsit! Domnule Negrescu, ne-a surprins într-o zi de vineri în care ați decis să plecați din guvernul Viorica Dăncilă. Ce v-a determinat să luați atunci această decizie? Sau cum au decurs lucrurile? V-ați gândit dinainte, cu o zi înainte, mâine o să merg la guvern și o să demisionez? Sau cum a stat situația, de fapt? În primul rând, nu a fost ceva programat. Chiar în acea zi aveam întâlniri importante și în ședința de guvern la care am participat am prezentat prioritățile noastre naționale, rezultate din consultările publice pe care le-am organizat cu toți partenerii asociativi, dar și cu reprezentanții Parlamentului României. De fapt, chiar în acea ședință de guvern am aprobat acest document strategic pentru România, avizat de peste 25 de instituții, arătând încă o dată că făceam treaba așa cum trebuie și doream să continui proiectele deja inițiate. Din nefericire, discuțiile care s-au purtat vineri m-au condus la opinia că nu toate ideile pe care le aveam erau împărtășite de către colegii mei și că direcția pe care se mergea nu corespundea valorilor, standardelor mele, atât profesionale, cât mai ales în ceea ce înseamnă viziunea mea despre politica României în relația cu Uniunea Europeană. Au fost mai multe discuții, nu a fost o decizie rapidă. Am decis să pun mandatul la dispoziția primului ministru în speranța unei discuții mai ample, împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, despre cum trebuie să abordăm lucrurile. Pentru că eu cred că România poate fi puternică în Uniunea Europeană dacă înțelege ce înseamnă cutumele europene, tradițiile europene și mai ales dacă reușește să folosească această președinție pentru a împinge înainte idei și dosare europene extrem de importante pentru români. Din nefericire, lucrurile nu au mers în această direcție. Informația a apărut, aș putea spune, oarecum surprinzător pe surse și a fost comentată extrem de rapid pe toate posturile de televiziune, fără să ne permite nouă să avem o discuție mai aprofundată în partid despre cum ar trebui să abordăm lucrurile. Eu sunt un om extrem de echilibrat, nu iau deciziile la cald, cred în ideea de echipă, dar cred de asemenea că Partidul Social Democrat trebuie să-și asume acest parcurs european al României, pentru că Partidul Social Democrat, în definitiv, a dus România în NATO și Uniunea Europeană și trebuie să continue în aceeași direcție. Dar vi s-au adus anumite reproșuri atunci? Sau care a fost cauza acestei... Nu au fost reproșuri. Ca dovadă, după discuțiile care s-au purtat în interiorul partidului, atât premierul cât și președintele partidului au spus foarte clar că România este pregătită pentru această președinție. Totul era în grafic. Aș putea spune că multe din elementele gândite erau un avans. Dar o serie de colegi aveau o altă viziune și acea viziune, în definitiv, a condus la o serie de decizii în ședința de guvern la care am participat, care nu corespundeau cu ceea ce cred că ar trebui să facă România. Eu cred că președinția noastră trebuie să își propună obiective extrem de clare, tangibile. Oamenii vor să vadă ce obținem pentru Europa și pentru România după 6 luni de mandat și mai ales vor să vadă că respectăm tradițiile europene, adică pentru prima președinție nu putem să ne permitem să inovăm, să dăm noi lecția altora și în același timp să nu avem niște ținte pe care oamenii le pot înțelege, pentru că ne aflăm într-o situație în care discursul anti-european, inclusiv în România, câștigă teren și dacă nu arătăm că Uniunea Europeană aduce rezultate pentru toți, cu siguranță acest discurs riscă să câștige teren și eu nu-mi doresc să trăiesc aceste lucruri în viața publică din România, ca discursul anti-european să fie cel dominant. Ați întâmpinat anumite dificultăți în desfășurarea unui anumit demers în timpul în care erați ministru? Da, nu a fost ușor. Nu toată lumea înțelegea importanța acestui moment. Eu mi-am dorit din start să avem un amplu consens, un consens național și cred că am reușit să facem aceste lucruri pentru că prima formă a priorităților au fost prezentate în Parlamentul României în luna mai, anul acesta, și am avut acolo, în comisiile de resort, o unanimitate exprimată pentru ceea ce am definit împreună. Dar treceam peste aceste probleme. Nu cred că frânele eventuale au reprezentat un lucru care să mă fi condus la această decizie, ci pentru mine a fost important să lupt în continuare pentru aceste valori europene pe care
le împărtășesc majoritatea românilor și voi lupta în continuare, fac asta de foarte mulți ani. Eu nu fac politică pentru a obține ceva, fac politică pentru ceea ce cred, pentru anumite convingeri pe care le am, care sunt foarte ferme, pe care le exprim și în partid și în exterior de mulți ani, pe care nu le voi abandona. Pentru că este important acest lucru, să arătăm oamenilor că există și oameni care au convingeri, care nu țin de o funcție. Eu am renunțat și la mandatul de europarlamentar pentru a îndeplini această responsabilitate. Cred că este timpul să dăm și aceste exemple pozitive a unor oameni care se pot lupta pentru anumite principii și că, dincolo de interesele personale pe care, inevitabil, fiecare le are, este mai important să faci lucruri importante pentru țară și pentru convingerile pe care le ai. La scurtă perioadă, după demisia dumneavoastră, domnul Titus Corlățean, care știm că era președintele unei camere speciale comune, Comisiei speciale exact pentru președinție. Pentru pregătirea preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. O decizie la fel de surprinzătoare. Este un motiv de îngrijorare evenimentul preluarea președinției Consiliului? Sau... Da, cred că dânsul trebuie să explice acest pas. Dar, dânsul n-a vrut să ofere explicații. Eu am o relație bună cu dânsul. Cred că a desfășurat o activitate extrem de constructivă în fruntea acestei comisii. Eu cred că președinția României la Consiliul European trebuie să fie un moment cheie pentru parcursul european al țării noastre. Avem ocazia să demonstrăm că putem trata cu maturitate dosarele europene, că putem aduce o valoare adăugată, să demonstrăm că nu mai suntem un nou stat membru și că putem face mai multe, dar nu putem face lucrul acesta promovând un discurs care nu susține proiectul european. Adică e ca și cum ai fluiera într-o biserică spunând în același timp că ești foarte un mare credincios și că în definitiv ție îți pasă de aceste valori. Deci lucrurile sunt foarte complexe. De fapt, eu cred că este important să explicăm celor care se uită și la emisiune cum stau lucrurile și cred că trebuie așa puțin să indicăm și cu repere pe care o parte le cunosc. Și m-aș referi aici, de exemplu, la un exemplu sportiv, pentru că lumea spune politica și sportul merg împreună uneori, din nefericire, dar, de fapt, cum stau lucrurile? România astăzi se află în Champions League, care este Uniunea Europeană. Și ajungem să jucăm aceste meciuri, deși poate nu ar fi trebuit, jucăm la acest nivel foarte înalt, pentru că de-a lungul timpului România a făcut lucruri. De exemplu, a aderat la Uniunea Europeană și a împins înainte proiectul european. Și jucăm și adevărat, nu este foarte ușor. Nu suntem cea mai bună echipă, încă învățăm, dar jucăm fiecare meci și ne străduim. Și la un moment dat intră pe teren o rezervă. Și rezerva aceea este foarte entuziasmată și se mișcă de colo-colo, aleargă, mai dă pe lângă minge de câteva ori și începe să fie nervoasă. Dom'le, nu este corect. Arbitru e de vină pentru că am dat pe lângă minge. Adversarii sunt de vină pentru că am dat pe lângă minge. Și jucătorul acela, dintr-o dată, ia mingea în mâini și alergă spre poartă. Ceea ce nu corespunde cu ce se întâmplă în mod normal în Uniunea Europeană sau într-un meci de fotbal. Publicul e încântat, aplaudă, începe să râdă și zice, oricum, e simpatic ce se întâmplă, al nostru a luat mingea în mână, dar evident, nimeni nu acceptă ce se întâmplă. Dar acel jucător care a luat mingea în mână merge mai departe. Arbitru fluieră. Arbitru dă un cartonaș galben. Arbitru poate da un cartonaș roșu. Arbitru poate suspenda echipa. Și din când în când mai sunt jucători care spun acelui rezerve, nu lua mingea în mână. Nu fă lucrurile în această manieră. Nu astea sunt regulile. Noi putem câștiga dacă ne antrenăm mai bine. Ori astăzi suntem în această situație. Există oameni care cred că pot încălca regulile europene în loc să respecte regulile europene și să câștigăm jocul folosindu-le în interesul nostru și al Uniunii Europene. Despre asta este vorba. Deci, lucrurile sunt extrem de complexe și, din nefericire, riscă să ne rezerve foarte multe surprize. Și președinția reprezintă acest meci care poate duce la o victorie a țării noastre dacă respectăm regulile și ne pregătim foarte bine pentru acest moment. Noi am pregătit toată partea tehnică. Totul este perfect organizat. Dar important este ca jucătorii să respecte ce s-a trasat la antrenament. Dar ce înseamnă această președinție pentru România? Practic, ce se va schimba de la 1 ianuarie 2019 pentru țara noastră? Practic, România va prezida reuniunile Consiliului Uniunii Europene. Sunt 10 formate de lucru, vom prezida 9 dintre acestea. Practic, vom putea influența agenda, discuțiile, mersul discuțiilor, pregătirile pentru deciziile care sunt luate la nivel de miniștri și pregătirile se fac la nivel tehnic. Deci, practic, noi vom gestiona președinția și acest rol într-un moment cheie, cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu discuția privind viitorul Uniunii Europene, cu discuția privind viitorul buget european și contează cum prezidăm. Dacă venim cu inițiative care spun că
nu mai respectăm cele patru libertăți ale Uniunii Europene, de exemplu libertatea de circulație. Că vrem noi să inovăm acum și să tăiem acest drept sau să limităm acest drept. Cu siguranță nu ne vom îndeplini misiunea aceasta extrem de importantă de a genera consens în plan european și a veni cu aceste proiecte în logica evenimentelor care se vor întâmpla anul viitor. Știm că s-a adoptat inclusiv o rezoluție în Parlamentul European împotriva României. Cât de mult afectează sau dacă afectează preluarea președinției această rezoluție? Da, este o rezoluție adoptată în Parlamentul European, o expresie a punctelor de vedere politice ale grupurilor parlamentare de acolo, cum se întâmplă și în parlamentele naționale. Eu nu știu dacă este împotrivă. Eu cred că este o rezoluție care reprezintă o expresie a opțiunilor politice din Parlamentul European. Da, nu ne face bine că s-a întâmplat acest lucru. Important este ce facem după. Eu asta spun mereu. Ok, poți să stai deoparte, să spui, nu e normal, suntem supărați, suntem dezamăgiți, sunt răi ceilalți. Sau poți să fii proactiv, sigur pe tine, să vii cu argumente, să vii cu documente, să demonstrezi că poate nu toate lucrurile menționate acolo erau perfecte, dar că sunt și lucruri care trebuie să fie remediate. Adică nu putem să fim atât de închiși la minte încât să considerăm că cei de la Bruxelles nu știu nimic. Nu, putem să spunem care sunt realitățile, explicându-le, nu comentând neapărat aici în țară, la televizor, fiind foarte mândri că le-am zis-o. Nu, trebuie să mergem acolo, să discutăm, să spunem și public. Dialogul este esențial pentru reușita României în plan european, pentru a dobândi acele lucruri pe care le dorim pentru țară. Da? Vrem să fim tratați ca cetățeni de prim rang, vrem în Schengen, dar ca să obținem aceste lucruri, trebuie să folosim toate mijloacele care ne sunt la dispoziție și ele există. Ori, de multe ori, nu le folosim pentru că o parte din cei care sunt implicați nu cunosc regulile europene sau nu vor să citească mai mult despre mersul normal a lucrurilor la nivel european. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie poziția corectă pe care ar trebui să o adopte Partidul Social Democrat după aceste mustrări, dacă pot să le spun așa, din partea Parlamentului European? Eu cred că Partidul Social Democrat a jucat un rol esențial în parcursul european al României. Partidul Social Democrat a dus țara NATO, a finalizat negocierile de aderare și a asumat responsabilități foarte mari, făcând reforme care nu au fost ușor de acceptat de către toată lumea. Și eu cred că Partidul Social Democrat este acel partid de profesioniști care știe să-și asume responsabilități atunci când lucrurile nu sunt tocmai ușoare. De aceea trebuie să continue pe acest drum. Pe acest drum european. Fiind realiști, fiind în același timp extrem de constructivi, dar trebuie să meargă înainte în această direcție. Nu trebuie să adopte un discurs critic vis-a-vis de Uniunea Europeană, ci un discurs, cum a spus, bazat pe dialog, pentru că acolo, de acolo pot veni soluțiile. Eu cred în continuare că Partidul Social Democrat are această menire de a crește influența României în plan european, dar pentru a crește influența României trebuie să respecte, cum a spus, tradițiile și normele europene. Din nefericire, până în prezent, nu am avut nicio reuniune, nicio dezbatere amplă în partid despre cum ar trebui să abordăm lucrurile. Remarc diferite intervenții publice a unor reprezentanți ai partidului, unele mai critice, care nu sunt discutate înainte. Deci eu aș vrea să le discutăm în partid. Așa am spus și cu demersurile mele în guvern, haideți să le discutăm în partid, da, să le discutăm înainte în partid și pe urmă spune punctele de vedere, să le discutăm înainte între noi ca și colegi și ulterior să luăm deciziile. Cred că acesta ar fi mersul firesc al lucrurilor și eu sper ca colegii din conducerea partidului să promoveze aceeași idee a necesității ca în partid să avem o reflexie serioasă. Acum revenind la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, în ce stadiu se aflau pregătirile în momentul în care dumneavoastră ați decis să părăsiți guvernul? Da, eu cred sincer că România este pregătită pentru această președinție. Am lăsat lucrurile în grafic chiar în avans pe anumite componente. Și am văzut că sunt oricum destul de multe voci critice și care susțin că nu suntem pregătiți, inclusiv președintele României. Da, președintele României pe 6 noiembrie, când eram în funcție, a spus că singurul domeniu unde lucrurile merg bine este domeniul afacerilor europene. Și eu mi-e place să ascult pe președinte când vorbește despre oameni care sunt în funcție și când lucrurile într-adevăr se îndeplineau de către mine. Și atunci, pe 6 noiembrie, cu două zile înainte de părăsirea funcției, lucrurile au fost foarte clar transmise de dânsul cu ocazia unei intervenții publice. Deci, tocmai pornind de la aceste lucruri, cred că trebuie să explicăm.
În primul rând, nu toată lumea a fost extrem de interesată de acest subiect până să devină un subiect mai politic și suficient de implicată. Deși, pentru definirea priorităților noastre, am implicat peste 300 de parteneri asociativi, sindicali și patronali în definirea priorităților. Am implicat toate grupurile politice parlamentare, reprezentanții din Parlamentul European, reprezentanții din Comitetul Regiunilor, reprezentanții din Comitetul Economic Social European. Toată lumea a fost implicată în acest proces cu întâlniri, cu adrese, cu discuții ample. Și vă spun aceste lucruri pentru că prioritățile noastre au fost aprobate pe perioada mandatului meu, discutate în Parlament, aprobate în unanimitate în Parlament. Pe partea logistică, avem un site de pregătire, site-ul de exercitare era gata, cel puțin eu l-am lăsat aproape finalizat. Sistemul de acreditare era finalizat, aștept să apară, ar fi trebuit să apară. Lista de evenimente a fost aprobată în Consiliul Interministerial prezidat de primul ministru și a trebuit ca aceste informații să apară. Tot ce înseamnă elemente logistice erau definite cu instituțiile competente, totul fiind realizat și aprobat de această platformă, Consiliul Interministerial, prezidat de primul ministru, cu participarea Parlamentului și participarea administrației prezidențiale. Deci eu nu am făcut lucrurile într-un colț, pe ascuns, totul a fost public, inclusiv am organizat briefing-uri de presă, ceea ce nu se prea întâmplă în România, periodice, informând cu experții care încă lucrează în minister despre ce se întâmplă. Aș vrea să continui aceste briefing-uri de presă pentru a clarifica toate elementele și cred că cel mai important este să ne uităm la comunicatele Ministerului Afacerilor Externe, care după plecarea mea înțeleg că a făcut o evaluare foarte amplă. Noul ministru a evaluat ce am lăsat și a transmis succesiv mai multe comunicate și declarații publice prin care a spus foarte clar că totul este perfect, totul este în grafic. Deci eu aș vrea ca acest subiect să nu mai facă referire la mine. Dacă Ministerul Afacerilor Externe și noul ministru a spus clar totul este în grafic, păi atunci de acum încolo este responsabilitatea lui. Ce se întâmplă? Dacă a întârziat anumite lucruri sau lucruri nu mai merg, nu mai e vina mea. Pentru că eu, așa cum a spus Ministerul Afacerilor Externe, am lăsat totul perfect. Eu eram convins că lucrurile vor merge bine, dar, cum am spus, ținea și de valori. Nu poți să te prefaci că nu vezi anumite lucruri și nu poți să te prefaci că accepti anumite lucruri când, de fapt, ideile tale sunt unele un pic diferite. Deci să înțeleg că dumneavoastră ați redactat atunci o agendă, practic, ce se va întâmpla în cele 6 luni. Corect. Era finalizată în momentul în care a fost pusă la dispoziția primului ministru. Eu chiar înainte să plec am trimis către primul ministru, președinții celor două camere și președintele României un document amplu, aprobat în guvern, cu planul de acțiune al României, cu agenda de evenimente, cu toți pașii, cu toate detaliile pe care le-am oferit și dumneavoastră parțial, pentru că am vrut să mă asigur că toată lumea știe de unde pornește. Și e un document de câteva zeci de pagini, cu fiecare element detaliat. Adică trebuie să citească acel document și vor vedea că lucrurile erau setate cu responsabili, cu oameni care pot duce lucrurile pe mai departe. Important este să aibă un coordonator și ca lucrurile să fie duse la îndeplinire, fără schimbări majore. Acum, eu nu pot fi responsabil de ceea ce s-a întâmplat deja în ultima lună, aproape a trecut o lună de când am părăsit funcția. Nu știu ce s-a întâmplat în ultima lună. Deci, asta vreau să vă întreb, știți acum agenda aceea a rămas, aveți idee, a rămas? Da, am priceput că mai sunt schimbări, poate sunt normale aceste schimbări, dar din nou nu mă privesc aceste schimbări. Sper să nu afecteze calendarul. Eu știu că vizita guvernului la Bruxelles este un moment extrem de important. Ar trebui ca cu ocazia acestei întâlniri să se prezinte prioritățile aprobate în guvern. Ideal ar fi trebuit să existe și un dialog cu Parlamentul României. Sper să fie avut loc. Cred că cu ocazia acestei întâlniri lucrurile ar fi trebuit să fie clar definite și logistic. Eu, cel puțin în planul meu, aveam ca idee ca până în acest moment să avem site-ul de exercitare, să avem portalul de acreditare, să avem lista de evenimente pe site. Poate vor fi lansate în perioada următoare și mai ales este important să se discute cu reprezentanții presei. Adică eu aș fi vrut să văd, evident, reprezentanții ministerului, așa cum am făcut-o și eu, care vin spre presă, vin spre oameni și le explică. Merg lucrurile în felul următor, aici mai sunt niște dificultăți, aici avem nevoie de ajutor. Eu cred că e un efort național. Nu trebuie să ascundem lucrurile sub preș. Eu n-am ascuns nimic și lucrurile s-au dovedit a fi de succes. În momentul acesta, dumneavoastră colaborați în vreun fel cu cel care va lua locul, să spun așa, cu domnul ministru George Ciampa? Eu i-am prezentat noului ministru un amplu raport pe care l-am avizat amândoi, odată cu plecarea mea, cu toate lucrurile detaliate. Și am declarat public, succesiv, întreaga mea disponibilitate pentru a sprijini acest efort național.
Am discutat și cu doamna prim-ministru și cu președintele Camerei Deputaților și cu alți colegi privind această disponibilitate și am spus-o și ca voluntar aș lucra pentru acest moment important pentru țară, atâta timp evident că nu există o diferență între ce se întâmplă și viziunea politică pe care o am. De atunci până acum, din nefericire, nu am mai fost contactat, dar niciodată nu este prea târziu. Deși dumneavoastră să înțeleg că v-ați exprimat disponibilitatea... Da, o spun și acum public, nu este nicio fel problemă. Telefonul meu este același, l-am de 10 ani, nu s-a schimbat de 10 ani, așa că pot fi găsit foarte ușor. Ce aveți de gând să faceți de acum încolo? Aveți de gând să candidați din nou la alegerile europarlamentare? Eu am de gând să lupt în continuare pentru ideile politicile pe care le-am. Zic că am acumulat foarte multă experiență în ultimii ani, atât ca reprezentant în Parlamentul European, cât și ca ministru. Nu cred că am avut probleme de comunicare, nu cred că am făcut lucrurile tocmai rău. Cred că am promovat o serie de inițiative care, în general, sunt acceptate și respectate de către oameni și pot aduce în continuare o contribuție semnificativă vieții politice din România. Dar este important ca lucrurile să meargă în direcția în care eu cred. Poate și pentru că în continuare sunt relativ tânăr și eu cred că este important să rămân fidel acestor principii, pentru că îmi doresc să continui lucrurile mai departe. Un lucru pe care îl spun des este că următoarea președinție este peste 14 ani. Eu o să am 47 de ani. Aș vrea ca peste 14 ani să rămân fidel principiilor mele și să pot să mă uit la dumneavoastră cum mă uit astăzi și dumneavoastră să cât de cât respectați în măsura în care se poate pentru faptul că am rămas consecvent cu aceste principii care sunt, trebuie să spun, pro-europene și pentru o Românie puternică și sigură pe sine. Deci nu v-ați gândit să candidați la europarlamentare? Eu cred că nu s-a purtat nicio discuție în prezent, cel puțin pe partea de stângii politice, nu s-au purtat niciun fel de discuții în acest sens cu nimeni, sau sper că nu s-au purtat cu nimeni, pentru că la nivelul conducerii Partidului Social Democrat nu au existat în niciun moment discuții pe această temă. Așa că... Deși mai multe nume au fost vehiculate, cel puțin prin presă. Da, sunt foarte mulți doritori, înțeleg acest lucru, este normal. Da, eu cred că, dincolo de bătălie, este important ce face omul odată ce ajunge în funcție. Eu, când eram membru al Parlamentului European, am fost desemnat europarlamentar anului pentru agenda digitală. Am adus României peste 50 de milioane de euro pentru proiecte pilot extrem de importante, cele mai multe proiecte pilot inițiate de un europarlamentar român. Cred că am avut o prestație adecvată, am creat anumite rețele acolo care sunt utile României. Adică nu trebuie să trimitem la Bruxelles oameni care poate sunt buni în țară pe diferite poziții, dar care eventual nu cunosc limbi străine, eventual nu știu cum să se exprime, eventual nu au contactele necesare. Deci ar vrea să fim extrem de atenți cum selectăm acești candidați, indiferent de partide, pentru că e vorba de onoarea României și cred că trebuie să numim buni profesioniști în domeniul afacerilor europene. Eu, cel puțin, sunt cadru universitar, specializat pe acest domeniu de foarte mulți ani și îmi place să cred că cât de cât cunosc cum ar trebui să meargă lucrurile. Domnule Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai aștept cu drag pe la noi. Mulțumesc cu drag. Să mai discutăm, de ce nu chiar în timpul preluării președinției, să dezbatem atunci momentele la zi. Cu siguranță o să facem lucrul acesta. Cel mai important este ca România, la finalul celor 6 luni, să finalizeze dosarele importante. De exemplu, bugetul european cred că trebuie să fie închis. Eu am auzit-o pe doamna prim-ministru și pe ceilalți colegi că vor să închidă acest dosar. Vreau să vedem rezultatele acestui demers, pentru că, cum am spus și mai devreme și o să termin cu aceste lucruri, avem 6 luni să demonstrăm că putem face ceva. Și la final să numărăm numărul de dosare finalizate, dosarele importante, subiectele importante concluzionate, pentru a arăta că România poate face mai mult în Uniunea Europeană și pentru Uniunea Europeană.